Handball Club Zalău s-a impus ieri dimineață cu scorul de 32 la 25 în fața echipei CSM Cetate Deva Trans, însă managerul Gheorghe Tadic s-a arătat nemulțumit la final de jocul handbalistelor zălăoane. Scorul primei reprize a fost 18 la 11, iar partea a doua s-a încheiat la egalitate 14 la 14. Handball Club Zalău a obținut ieri dimineață o victorie clară pe teren propriu, scor 32 la 25 în fața formației CSM Cetate Deva Trans. Zălăoancele au avut o primă repriză destul de bună, în care și-au depășit adversarele la toate capitolele, fără mari eforturi. Blo și Drăguț au fost principalele marcatoare ale Zalăului în prima repriză, în timp ce Paula Vișan a avut din nou o prestație foarte bună între buturi. Zălăoancele au avut 4-0 după numai 6 minute de joc, iar antrenorul Devei, Ivan Cop, a fost nevoit să solicite primul timp de odihnă. 6-1 a arătat tabela în minutul 9, oaspetele s-au apropiat la 3 goluri, dar Zalăul a refăcut rapid ecartul de 5. Formația de la poalele meseșului și-a mărit avantajul la 8 goluri, chiar la 9 în minutul 30, dar oaspetele au marcat de 2 ori în decurs de un singur minut, apropiindu-se la 7 goluri până la pauză. În partea a doua, Tadic a rulat tolotul pe care l-a avut la dispoziție, cu excepția Adinei Cârligeanu, însă jucătoarele de rezervă au comis multe greșeli, astfel că repriza secundă s-a încheiat la egalitate 14 la 14. Un meci de campionat, sunt 3 puncte care ni le-am propus, care le-am și obținut. Bineînțeles că nu sunt mulțumit de maniera și de atitudinea jucătoarelor din repriza a doua. Sunt câteva jucătoare foarte indolente, cu o stare de latență în ele extraordinară și de suficiență. Sigur că aici vor fi câteva măsuri destul de serioase, așa, ca să spun, să nu spun altfel, dar nu e posibil o asemenea implicare și o asemenea indolență, o asemenea lipsă de determinare într-un joc cu o echipă care s-a încropit de-abia în luna august. Planul pentru acest joc a fost de a da șansă, după cum ați văzut, absolut la toate jucătoarele, pentru că unele au pretenția veșnică că nu joacă și că nu li se dă șansă, iar acestea sunt exact cele care, atunci când ne dai șansă, joacă în favoarea adversarului. Ăsta este adevărul. Nu sunt mulțumit de joc, nici din prima repriză, dar mai ales din repriza a doua. Ceea ce s-a pregătit și s-a instruit nu s-a rezolvat, nici la nivel de pivot, nici la nivel de extreme, deci la semicerc, șuturi nepregătite, a fost un concurs de cine dă mai multe goluri. Au crezut că asta se vor remarca prin numărul de goluri marcate. Nu se poate așa ceva, decât în condițiile în care ai un bun joc colectiv de apărare și un și mai bun joc de colectiv de atac. Deci jocul colectiv a lipsit în totalitate, și în atac și în apărare. A fost, așa cum spuneam, un concurs de cine aruncă mai mult la poartă nepregătit, pentru că au fost nenumărate atacuri nepregătite, au fost atacuri în superioritate numerică care au fost sacrificate în interesul lor personal, cu un mental șubre de atâta timp cât îți propui să sacrifici echipa pentru a te remarca tu ca individ. Iar în faza de apărare au dovedit o lipsă de caracter. Se spune că în faza de apărare dovedești caracterul care ai, atâta timp cât din 25 de goluri, 22 le-au primit de la 6 metri, au fost 22 de goluri de la 6 metri, din goluri din 6 metri, din 7 metri și din provocat și din contraatac, ăsta este răspunsul, lipsă de caracter. O spun public. Le-am spus-o și lor în vestiar, o spun și public. Au demonstrat câteva dintre ele că sunt jucătoare limitate la nivelul echipei din Deva.
În urma acestui succes, Handball Club Zalău a acumulat 16 puncte, urmând ca în etapa viitoare să evolueze pe terenul echipei CSM Râmnicu Vâlcea. Cea mai bună marcatoare a Zalăului a fost Teodora Bloș cu 7 reușite, în timp ce de la Oaspete cea mai bună marcatoare a fost Oana Abed Kader cu 8 goluri înscrise.